Tensiunile dintre Rusia și Ucraina dau motive de îngrijorare nu doar cetățenilor care locuiesc în aceste state. Fiecare țară se pregătește în cazul în care ar putea izbucni un război, inclusiv în România. Dacă țara noastră ar fi ținta unui atac, oamenii s-ar putea adăposti în buncăre. Acestea nu sunt însă suficiente pentru întreaga populație, numărul lor total fiind de nici 5.000 la nivel național. În județul Sibiu există puțin peste 50 de astfel de adăposturi de protecție civilă, nici unul dintre ele în mediul rural. Peste 1500 de membri ai Sindicatului Egalitate al Funcționarilor Publici și Personalului Contractual din Administrația Publică, reprezentând instituții ale prefectului din 33 de județe, vor face joi o grevă de avertisment. Sindicaliștii din Prefectura Sibiu se alătură protestului. Aceștia vor întrerupe activitatea între orele 10 și 11. Funcționarii pichetează prefectura fiindcă vor să li se mărească salariile. Un bărbat din Cisnădie a fost atacat marți seară de 3 indivizi într-o benzinărie din cartierul Lazaret din Sibiu. Aceștia l-au înjunghiat cu un cuțit, nervoși fiindcă victima intra și ieșea din incintă și din cauza lui se făcea frig în locație. Din fericire, bărbatul înjunghiat este în stare bună. Agresorii sunt căutați de poliție pentru a răspunde pentru faptele lor. Cercetările sunt desfășurate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire și alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, sub coordonarea procurorilor.